Fenomenul muncii la negru a luat amploare în județul Neamț. Numai în luna noiembrie anul curent, inspectorii de muncă Neamț au sesizat 9 angajatori, la care lucrau 20 de persoane fără forme legale de muncă. Amenzile au fost pe măsură nici mai mult, nici mai puțin de 140.000 de lei. Au fost depistați 9 angajatori la care prestau activitate număr de 20 de persoane, care nu aveau încheiate forme legale de angajare, contrar dispozițiilor articolului 260 alineatul 1 litera din Codul Muncii, coroborat cu articolul 16 alineatul 1 și 3. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fără forme legale fiind de 140.000 de lei. Chiar dacă amenzile aplicate în cazul celor care folosesc forțe de muncă la negru sunt usturătoare, acest lucru nu pare să-i sperie prea mult pe angajatori. Pentru că a folosit persoane fără să le întocmească documente legale de muncă, unul dintre angajatorii verificați s-a ales cu dosar penal. A fost un identificat un angajator care folosea forța de muncă a 6 persoane, pentru care nu erau încheiate forme legale de angajare, motiv pentru care s-a înaintat către organele de cercetare penală documentația necesară pentru a se verifica dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de articolul 264, alineatul 1. Acel angajator din zona Târgu Neamțului desfășura activități necalificate în silvicultură, respectiv curățat parchetele, decoprișit copacii, respectiv dat scoarța de pe aceștia. Deci folosea munca necalificată a 6 persoane pentru care nu erau încheiate forme legale de angajare. Au fost depistate de asemenea 115 persoane pentru care angajatorii au înregistrat contractele individuale de muncă în Registrul General de Evidență al Salariaților în format electronic, fiind dispuse 45 de măsuri pentru remedierea neregulilor și totodată au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, respectiv o amendă în valoare de 1.000 de lei și 3 avertismente.